Salut! Sunt în bucătăria Arnos și am să gătesc cu fidea de la Arnos, dar nu știu ce o să gătesc. Adică ideea e că n-am pregătit eu asta. Am fidea cu ou, zahăr, fistic, unt, coajă de portocală, coajă de lime, esență de rom alb. Bă, nici romul nu mai aici a fost odată. Și mozzarella. Le-a pregătit Cătălin Rize. Pam, parara, pam, pam, pam. El le-a pregătit așa că el știe ce gătește. Păi am auzit că ești în bucătăria Arnos și am zis să nu te las singur și să vin să gătim ceva împreună. Și o să facem un cataif cu fidea cu ou. Foarte simplu, e foarte simplu de gătit. E un desert simplu și delicios. Păi ce să zic, bun. Hai să dăm drumul la treabă. Untul l-a topit. Hai să pregătim o tavă. Ok. Asta, punga asta are, cred că 200 de grame. Ok, se ajunge? Păi o să vedem acum, normal trebuie să punem 200 de grame, dar o să vedem în funcție de tava în care facem, cât de multă fidea avem nevoie. O rupem așa frumos. Okay. Ia uite ce bine arată. Trebuie să o rupem, o să fac puțină mizerie, îmi cer scuze, o să te pun la treabă. Asta îi strâng după aia, adică nimic nu se pierde tot. Da, uite, o să o rupem, nimic uite chiar așa. Nimic nu se pierde, totul se transformă. Exact, se recuperează. Ajunge fidea asta? O să mai punem puțină fidea. Pă bune? Deci, da. Pentru că trebuie să facem două straturi. Hai să mai punem puțină fidea. O să mai pun puțină fidea. Da. Avem nevoie de puțină fidea. Mai rup tomatul? Cu grijă. Ia zi, mai pun. Gata, eu zic ajunge. Ajunge, da? Ok. Imediat se topește și untul. Odată ce untul este topit, îl luăm frumos și punem peste tot. Ok. Oho. Acum luăm să amestecăm puțin să ajungă untul peste tot. Ce facem? Siropul până Bun. Atunci? Hai să ne apucăm de sirop. Hai. Repede. Acum o să luăm zahărul. Îl punem aici. Fă sirop ca lumea, că dacă îți mai rămâne... Mai fi zgârcit așa. Da? Hai. Păi fă sirop ca lumea, dacă rămâne. Rămâne, da? Nu? Și acum după ce am pus zahărul, trebuie să punem apă. Ok. Cât să acopere puțin. Bun, ăsta aici. Ok. Și ăsta lăsăm că își face treaba singur. Fidea rămâne acolo. E, acum o să te pun la o muncă de chinez. Ia zi. Și na, ai zis că vrei să mă ajut, nu? Da, că am zis că te ajut. Va trebui să iei un cuțit. Așa. Și să iei fisticul ăsta să mi-l tot și mie, pentru că știu că tu le-ai oricum. Bă, deci fii atent. Tocam fistic la cuțit, nu, nuci, că nu era fistic, okay. Pe vremuri. Ok. Tocai nuci așa când vrei, știi? Sau le puneai așa și dădeai cu făcălețul pe ele. Mă, acum e cu robot, cu astea, nu? Așa, am crezut că te pun la treabă și că te muncez. Ce mă rămâne? Altceva, adică nu mai e cum era odată. Eu am crezut că te pun la treabă, că o să te muncezi și uite nu și tu. Nu există. Ia uite, mă, imediat uite. Uite cât de repede mai trebuie, da, mă. Ia să vedem. Da, e ok. Nu? Ca să nu iasă... Au mai rămas câteva mari. Mai mari? Nu, aș fi vrut să fie mai finus puțin, dar e ok. Îl lăsăm așa. Da, unde ai învățat tu asta, mă? Vrem și mai așa de și la... mai așa. Bă, am fost în echipa lui Scarlătescu. Da, mă, să vedem. Și el e cu perfecțiune. Pretențios. Ia vezi. Deci, mai mult de atât n-aș avea ce să mai... Gata, să mai te-am rezolvat. Mamă, și eu credeam că o să dai la cuțit. Da, ce credeai? Să vezi ce muncește ăsta. Da. Ce zici? Muncește ăsta acum ca la nebuni. Trebuie să muncești inteligent, nu? Corect. Dacă fii atent ce pot să fac pentru tine. Ok. Dacă așa, mai tu grijă de sirop? Mai dai un zahăr așa. Ok, perfect. Ai muncă grea asta, bă. Ai și tu vreo bucățică în plus? În capăt, dă-l așa. Adică vrei și tu puțină mozzarella? Da. Sorin, nu știu, trebuie să vedem. Fii atent, stai așa. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Da, mă. Corect. N-am ce să spun. Mersi. Da. Uite că începe să se... Da. Începe să moaie. Mai lăsăm mai puțin. Pune gata și siropul. Trebuie să punem zeama de la jumătate de lime. Așa. Și am uitat să-l pun pe masă. Adică, cu alte cuvinte, să te mă mișc la lime, cum ar veni. Să-mi aduci și mie lime-ul, te rog frumos. Mulțumesc mult, ce bine să ai un șef bucătar care să te ajute în bucătărie. Un ajutor de nădejde care să-ți fie alături tot timpul. Da, uite cum lasă a venit. Vrăjeala. Imediat. Bine, deci tai și storc jumătate. Pe din două.
Așa e bine? Perfect. Bine, mă. Ia, îl bag acolo? Acum sau mai târziu? Hai să-l punem și pe ăsta. Sigur? Putem să-l punem, da? Bă, sigur. Mai lasă puțin să mai scadă, te rog. Mă păcălești. Nu, am emoții că gătesc cu tine și na. Nu e chiar așa ușor să gătești cu un șef bucătar în stânga ta. Eu doar te asist. Da, ok. Să fii asistat de un șef bucătar. Sorin, ce putem să punem zeamă de lime? Ia, ha. Hai să punem și esența de rom, de rom alb. Hai să punem. Scrii tu când să mă opresc. Eu zic să mai pui puțin. Bă, vezi cum ești? De unde ai învățat tu astea? De la Scârlătescu. Am îndoiodat, am zis. Dei, 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 stop, 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 stop. Ai pus puțin cam mult. Ai stricat siropul. Ai stricat siropul. Bun, hai să-i punem acum și coaja de... Oprim focul. Hai să punem și coaja de lime. Un vârf de lingură. Da, mă, dar mai pus rad. Un lime întreg și tu folosești doar un... Păi te-am pus să muncești și tu, Sorin. Bai, n-ai și să se vadă frumos în bol. Ah. Atâta? Să punem și puțin... Păi, de ce îmi pui mai mult? Ha. A? Așa e bine. Sigur? Da. Mai am un pic de aici? Nu, nu, nu. Un pic cam mult, dar hai, lasă așa. Păi te-am întrebat. Așa puțin lime. Bă, dar știi ce bine miroase? Da? Pe cuvânt. Sigur nu mai vrei lime? Nu. Adică mie îmi place foarte mult lime. Hai să mai punem puțin lime. O mai las, că după aia zic că am stricat mâncarea din cauza mea. Rețeta asta poți să o adaptezi în funcție de gustul tău. Da, așa că hai să mai punem puțin lime. Gata, mai pun. Adică nu cred că asta va schimba sau... E mult? Nu, eu zic că e ok. Păi sigur, nu mă cerți după aia. Chiar te rog să pui. Gata. Acum, în cazul în care nu o să fie bun, am vina mea, am înțeles. Gata, te-ai scos. M-am absolvit de vină. Gata. Și acum o să punem un strat subțire de... Fidea. Fidea. Trebuie să avem grijă să punem jumătate din cantitate. Pentru că... Jumătate o pui deasupra. Exact. Am înțeles. Ok, acum o să așezăm mozzarella. Fii atent, așa. Că eu am asta așa, ia pune trei așa, că am văzut cum ai tăiat. Ok. Perfect. Perfect. Vezi? Deci dacă n-ai un Sorin Bontea, trebuie să-ți cumperi neapărat un... Da, mă, na. Ia. Ia, ce vezi. Zici? Ia, vezi. Bă, dar cum ai tăiat, mă, perfect așa. Perfect și am și mâncat una. Foarte mișto. Bun. Acum, întind fideaua. Trebuie așezată foarte bine, să nu rămână foarte mult spațiu, să nu fie foarte ridicată, pentru că altfel se arde. O băgăm la cuptor, 180 de grade, până prinde un ușor strat de rumenit deasupra. 10 după... minute, mai puțin, mai mult? Cred că ceva de genul, okay. 8-10 minute. Uscat aiful de la cuptor. Ai pus siropul, am pus sirop deasupra. Și acum? Și acum îl punem? Nu, Sorin, mai avem de așteptat. Îi punem o folie deasupra, okay. Folie de aluminiu. Okay. Acum la luăm cuptor câte minute? Încă vreo 20 de minute, cam așa, 20-30 de minute la cuptor, după care o scoatem și e gata. Ce bine arată. Bă, dar cum miroase. Mamă, cât de bine miroase. Și acum mai avem nevoie doar de fistic. Fisticul okay. Pe care l-ai tocat tu la cuțit. Da, pe care l-am tocat tu la cuțit. Uite-l aici. Așa. Trebuie doar să-i punem pe deasupra fistic. Gata. Ăsta este cataiful nostru cu... cataiful nostru cu fidea. Să pun aici un pic așa. Da, corect. Gata. Am să pun și eu ceva. Sorinaciu, ăsta este cataiful meu, rețeta mea de cataif cu fidea. Arată foarte bine. Și ce pot să zic? Poftă mare! Să încercați și voi, pentru că chiar merită. Și eu abia aștept să gust. Am o farfurie la îndemână. Ea poate sărcește mai repede. Da, haide să vedem dacă fac și-o cu asta, dacă te așa. Da, poate sărcește mai repede să-l gustăm astăzi. Să mâncăm și noi azi.